Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și bine am găsit la un nou episod după vreo 3 luni de inactivitate și astăzi o să facem un Q&A, așa că am lăsat un status pe Facebook să lăsați întrebări pentru un Q&A și așa că haideți să vedem ce va ieși. Ce preferi, Pepsi sau Cola? Nu știu. Dintre Pepsi sau Cola, amândouă sunt bune. Amândouă am cam același gust. Nu știu ce să aleg. Chiar nu știu. Error, fatal error 404. Nu știu ce să aleg dintre Pepsi sau Cola. Vrei să înceapă școala? Nu. Mai bine vine sfârșitul lumii, orice, numai să nu înceapă școala. De ce acum, fix în vacanță, pui întrebarea asta? De ce? Ai 2 secunde să răspunzi sau să comentezi. Gata. Deci dacă n-ai comentat în astea 2 secunde, nu se întâmplă nimica. Gaming sau vlog? Între gaming sau vlog? Cred că aș alege vlogul, pentru că e adevărat că e un pic mai greu să-l faci, dar este mult mai apreciat și asta îmi place mie cel mai mult să fac. Nu am calculator pentru gaming, eu știu ce, cel mai scump calculator din lume, sau cel mai bun, nu. Eu sunt mai mult bazat pe vlog și canalul ăsta este bazat pe vlog. E adevărat că am postat câteva episoade de gaming, dar le-am postat pentru că nu am putut să filmez. Sau că n-aveam chef. Sau că nu mergea cardul apărat. Următoarea întrebare. Joci CSGO? Nu joc CSGO. Next. Ce te-a făcut să te apuci de YouTube? Bă, sincer, chiar nu știu ce m-a făcut să mă apuc de YouTube. Eu, înainte de canalul acesta, am mai avut un canal numit Răzvan Vlog. Sau Răzvan Vlog, mi se pare că se numea. Și aveam 8 abonați. Și făceam videoclipuri cu... Editate... Până și, nu știu, un avion prăbușit arzând e mult mai frumos decât un vlog de-a meu de atunci. Cam atât de nașpa erau. Următoarea întrebare. Câte iubite ai avut până acum? Păi stai un pic, aici e ceva foarte, foarte, cum să zic eu, foarte, așa, nu știu cum să zic, adică, știi câți bani are Bill Gates? Atâtea iubite am avut și eu. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tank surrounds the fate, don't have a face, so now you like open the gate. De fapt, nu, nein, nu. Dacă acum s-ar trezi Hitler din morți și ar veni lângă mine și ar zice nein, 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 da? Deci forever alone. S-a blocat telefonul! Următoarea întrebare. Ce laptop ai? Să mă rog dacă știu. Știu că este de la Asus și atât. Știu că e de la Asus și că editez pe el și fac totul. Nu știu altceva, nimic. Nimic. Următoarea întrebare și ultima. Câte gagici ai acum? Ți-am zis, măi, nine, forever alone, Hitler, nul, nu știu, cri. Și dacă am atât a fost cu acest Q&A, cred că va și un Q&A de undeva pe la 4-5 minute, 3 pe acolo, destul de scurt, dar
Acesta este un episod de revenire. Eu am fost Răzvan și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the